spre Marea Unire. Pentru că acest mare ideal să aibă drept rezultat fericirea noastră și a întreg neamului românesc, sfătuiesc și îndemn pe toți conaționalii noștri, de orice stare și condiție, să uită dezbinările și urile trecutului. Numai pacea dintre noi, numai iubirea între fie aceleași țări și nații, numai o deplină armonie în toate clasele societății, întrunind așa toate puterile, poate să ne întărească. Guvernarea și poporul, mână în mână, să ridicăm patria noastră din căderea în care au dus-o nenorocitele întâmplări ale trecutului. Misiunea noastră, deși frumoasă, este mare și foarte grea. Nu vom putea îndeplini dacă lângă noi vom avea trădători care nu vor fi, aflați. Mancurci care nu cunosc istoria neamului românesc. Dezbinări făcute în cele mai momente grele ale istoriei. Funcționari mari și mici cu interese ascunse. Delegați ai poporului care scornesc și vă mint. Legea curată care nu stă în capul besei. Necăjit noroc și voi, cei care stați la straja acestui pământ. Vă poruncesc să fiți uniți. Luptați până la ultima picătură de sânge. Nu lăsați ocupanții să vă doboare. Fiți puternici și credincioși. Astfel veți putea face odată și pentru totdeauna unirea. O limbă vorbim, o națiune suntem, o țară să fim. Uniți pentru unire!